Tradiția aceasta a studiului biblic este destul de veche la Iași. Ea începe instituțional în 1986 printr-un proiect inițiat de doi mari profesori ai mei, Vasile Arvinte și Alexandru Andriescu, care, la inițiativa, de fapt, a profesorului Paul Miron de la Freiburg din Breisgau, de asemenea român, s-au gândit să editeze, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la tipărirea a 300 de ani, pardon, Bibliei de la 1688, o ediție filologică integrală a Bibliei, împreună cu cele două versiuni manuscrise din epocă. Sperăm ca, după decenii multe încă, activitatea aceasta de cercetare științifică a Sfintei Scripturi, în realitate Biblia, Sfânta Scriptură, se află la fundamentele culturii europene și nu este posibil să te apropii de Sfânta Scriptură și fără ajutorul filologilor. Întâlnirea noastră are în centrul ei, în sufletul ei, în inima ei, Scriptura, Sfânta și Dumnezeiască Scriptură. Orice demers de acest fel este important din multe puncte de vedere. Al istoriei, al filologiei, cum ați menționat dumneavoastră, al teologiei academice, dar în mod special este important pentru viață. Orice contact, orice legătură cu Dumnezeu prin intermediul Sfintei Scripturi aduce binecuvântarea cerului și o direcție clară în viață pentru cel care deschide cuvântul Domnului aflat în Scripturi. De fapt, care este mărturia părinților din pustiul Egiptului în legătură cu Scriptura? Chiar din primele pagini ale Patericului aflăm cuvântul Sfântului Epifanie care spune: mare prăpastie și groapă adâncă este necunoașterea Scripturilor. Avea să mărturisească mai târziu Sfântul Maxim ignoranța, necunoașterea și în mod special a Scripturii. Necunoașterea Scripturii este rădăcina tuturor relelor. Și de ce este groapa adâncă și prăpastie și pagubă necunoașterea Scripturii? Același cuvânt, același părinte din Pateric Epifanie ne spune: spre a nu păcătui, mare întărire este citirea Scripturilor. Dacă acest lucru era valabil atunci, multe veacuri în urmă, când Sfânta Scriptură era în exclusivitate sau aproape în exclusivitate călăuza oamenilor, cu atât mai mult în vremurile din urmă, când asupra minții omului sunt așezate o serie de ideologii noi, de chemări de sirenă spre alte tărâmuri, Scriptura, fiind cuvântul Domnului, arată călăuza după care omul este chemat să vadă ce este bine, ce este rău, întuneric sau lumină și cele asemănătoare. Mă bucur să mă alătur astăzi domniilor voastre la deschiderea celei de-a 11-a ediție a Simpozionului Internațional Explorări în Tradiția Biblică Românească și Europeană, manifestare organizată de colegii mei din cadrul Departamentului de Științe Socio-Umane, cu sprijinul și sub îndrumarea constantă a domnului profesor Eugen Munteanu. Manifestarea, așa cum preciza mai devreme domnul profesor, se desfășoară anual aici la Iași, de regulă în luna mai sau în prima parte a lunii iunie, cum se întâmplă de această dată. Este o manifestare de tradiție, manifestare la care colegii mei trudesc de peste 12 ani. Domnul profesor Eugen Munteanu exprima într-unul din interviurile domniei sale cu modestie speranța că se poate vorbi aici la Iași
de o mică tradiție în domeniul acesta al cercetării Sfintei Scripturi din perspectiva academică. Personal, consider că dacă putem vorbi despre o tradiție în domeniul studiilor de filologie biblică la Iași, acest lucru se datorează și eforturilor domniei sale de a forma tineri cercetători dedicați studiului Sfintei Scripturi.